În ultimele zile și în Vama Isaccea din județul Tulcea au ajuns cu bacul tot mai mulți refugiați din Ucraina. Pentru a veni în sprijinul lor, Arhiepiscopia Dunării de Jos a luat o serie de măsuri menite să ofere sprijin concret celor care au fugit din calea războiului. Preoți de la centrul eparhial și din cadrul protopopiatelor Galați și Brăila s-au mobilizat ieri pentru a trimite către Episcopia Tulcii 380 de pături, 400 de geci, produse de igienă personală, alimente de primă necesitate și apă. La această acțiune s-a alăturat și parohia Viile din județul Galați cu diverse produse colectate pentru refugiați. Am realizat în cadrul programului eparhial o colectă pentru frații noștri refugiați greu încercați. Astfel, prin mărinimia și dragostea preoților și a dreptslăvitorilor creștini, s-au strâns pături, geci și obiecte de uz sanitar, toate însumând o valoare de 30.000 de lei. Însoțim acest dar filantropic cu un alt dar, darul rugăciunii. Este un dar nevăzut, viu și prezent, pe care îl așezăm alături de aceste ofrande pe care le ducem cu multă bucurie fraților noștri greu încercați. Împlinim o datorie filantropică de a ajuta pe cei care în zilele de astăzi sunt în grea suferință. Programul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, început în duminica Înfricoșătoare Județăți, a continuat pe toată perioada acestei săptămâni. Iar astăzi, protoieria Galați, cu sprijinul tuturor parohiilor, a organizat un transport care constă în îmbrăcăminte, pături și produse de igienă pentru refugiații care trec în aceste zile cu mare durere în suflet granița țării noastre la Isaccea în județul Tulcea. Sperăm ca bunul Dumnezeu să le dăruiască pace, iar gestul nostru să fie nu numai un gest de ajutor material, ci și o alinare sufletească pentru cei care astăzi sunt în mare suferință. După ce darurile au fost pregătite special la seriile celor două protopopiate, acestea au fost încărcate în două autoutilitare și transportate peste Dunăre în parohia Sfântul Gheorghe Isaccea 1, județul Tulcea. De aici, ajutoarele vor fi distribuite refugiaților care ajung în aceste zile în țara noastră sau vor fi transportate peste graniță la cetățenii ucraineni. Ne-am mobilizat pentru a veni în sprijinul fraților noștri refugiați din Ucraina. De când am venit această urgie pentru ei. În fiecare zi am fost în vama din orașul Isaccea. Zi și noapte am venit în sprijinul lor cu alimente, mâncare, un ceai cald, haine, pentru că au plecat fiecare cum au putut, unii fără cele necesare, fără acte și așa mai departe. Am reușit, i-am cazat și în localitate, dar și la frații noștri preoți din cuprinsul protoieriei și a episcopiei. Am pus la dispoziția lor transport pentru a ajunge în diferite destinații. Momentan strângem ajutoare în această locație pentru frații noștri din Ismail. Ținem legătura cu părintele protoiereu. Au mare nevoie de medicamente, alimente și toate cele necesare. Momentan de unde vin este liniște, dar în alte localități este multă tulburare și mă uit la frații mei din alte locuri și sunt speriați. Venim din Ucraina, din orașul Vilcov. Momentan este liniște, dar suntem foarte speriați din cauza zgomotului care se produce în oraș. Avem tot ce ne trebuie. Dacă avem nevoie de ceva, o să cerem ajutor. Ajutoarele au fost preluate de responsabilii desemnați de autoritățile locale din Isaccea și puse pe categorii în sala sporturilor din această localitate tulceană. Valoarea produselor oferite prin acțiunea umanitară de ieri este de 57.000 de lei și în zilele următoare, acțiuni de ajutorare a refugiaților ucraineni vor continua prin implicarea preoților și a voluntarilor din parohii.